O cisternă încărcată cu 26 de tone de păcură s-a răsturnat azi noapte în Tecuci. Sute de litri de combustibil s-au scurs în câteva minute. O explozie se putea produce în orice moment și totul din vina unui șofer grăbit. Am avut în imagine Mihăilești. Deci, vă dați seama, 26 de tone. Ne-am speriat, nu că ne-am speriat, ne-a fost și frică. În miez de noapte, autotrenul încărcat cu combustibil s-a răsturnat chiar în curtea lor. Ne-am speriat, bineînțeles, am luat măsuri, am adus recipienți, ne-am alarmat, ne-am alertat împreună cu organele de poliție și cu toată lumea. Spaima a fost cu atât mai mare cu cât totul s-a întâmplat la câțiva metri de o benzinărie. Sute de litri de combustibil au ajuns pe asfalt. În miez de noapte au venit băieții de la intervenții de la pompieri și ne-au alarmat să fim foarte atenți, să luăm toate măsurile cam cumva să se petreacă vreun incendiu. Totul se pare din cauza neatenției. Un șofer din Vaslui a rătăcit drumul și a încercat să vireze fără să se asigure. Conducătorul autotrenului a încercat să evite impactul, însă era prea târziu. A pierdut controlul mastodontului și s-a răsturnat. O să facă stânga și băiatul l-a evitat. Păi da, dacă nu, el nu venea în partea aia, mergea peste el. Acostamentul fiind șubred s-a lăsat pe o parte, s-a răsturnat peste gardul imobilului cu numărul 129. Echipele de intervenție au izolat zona. Am localizat perimetru, pericol n-a fost, deoarece a fost și în aer liber. Dacă era într-un spațiu închis, exista pericol. Ajutate de vecini, echipele de intervenție au reușit să strângă combustibilul și să evite producerea unui dezastru. Am intervenit foarte în timp operativ. Ne-am luat toate măsurile de siguranță. Șoferul vinovat a fost amendat și va rămâne pieton. O altă cisternă a preluat încărcătura de păcură.